partea televiziunii române de 8 martie vreau să vă oferim acest cadou. La mulți ani și sănătate! Vă mulțumesc frumos și vă dea Dumnezeu sănătate! Partea televiziunii române de 8 martie nu-i frumos să ieși la acest plan. Și o felicitare! Să aveți o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți! Da? Fericite și la mulți ani! Partea televiziunii române de 8 martie, o floare și o felicitare, să aveți parte de o primăvară frumoasă, tot ce vă doriți. La 8 martie, la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumesc, să trăiți. Mulți ani fericiți. Un prezentator simpatic, trei cupluri cu mare experiență în căsnicie, în fiecare seară la TVR 1, jumătatea ta. În fiecare seară, de luni până vineri, jumătatea ta. Concursul cel mai îndrăzneț pentru telespectatorii cei mai fideli, numai la TVR 1, în fiecare seară, la ora 19. Se întâmplă ceva în România, veniți după mine. Ne aflăm în studiourile televiziunii române. Studioul 3 vă așteaptă în fiecare sâmbătă și duminică. Avem aici o orchestră excepțională condusă de Viorel Gavrilă. Avem aici trei pupitre la care trei concurenți își vor disputa cunoștințele în materie de muzică. Aveți aici un blooming fashion! Ei bine, toate aceste lucruri le puteți urmări în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 6. Vă așteptăm! Dumneavoastră puteți fi în fața televizoarelor cu vestea cuprinsă între 2 și 102 ani. Vă așteptăm la Saravanda! Ale sexului frumos. Reporterii de la jurnal le-au dăruit buchete de flori telespectatoarelor. Tinerii de la Organizația Națiunilor Unite s-au ocupat însă în această zi, în exclusivitate, de bărbați. Ei le-au împărțit pliante cu drepturile femeii, pentru ca aceștia să-și înțeleagă mai bine consoartele. Cum au reacționat soții, șefii și colegii în această seară la jurnal. Conducerea albanezilor... Bună seara! Bună seara tuturor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara! Bine ați venit la emisiunea concurs, Jumătatea ta! Și pentru că este 8 martie, vă rog să-mi permiteți să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor, atât celor de față, aici în platou, cât și celor de acasă, care ne privesc în acel moment, tuturor doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani! Vă mulțumesc! Ei bine, în acest platou, începând din această seară, se vor afla niște cupluri de căsătoriți care vor răspunde întrebărilor puse de mine. Întrebări legate de viața lor de cuplu, de căsnicia lor, de viața lor intimă, de ce nu, până la o limită, cu o anumită măsură, din momentul când au trecut emoționați prin fața ofițerului stării civile și de la caz la caz, din fața altarului, desigur, și până în momentul de față. Aceasta este substanța concursului nostru. Vom constata în ce măsură cele două cupluri au ajuns să se cunoască, în ce măsură fiecare din cei doi se constituie în jumătatea celuilalt. Este foarte simplu, pe parcurs vom lua cunoștință de mecanismul și de regulile concursului nostru, văzând și făcând. Eu propun să trecem direct la subiect și să invităm în platou prima pereche din această seară, familia Răzvan. Poftiți în scenă, poftiți în platou. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule Răzvan! Bine ați venit la mulți ani pentru o partie! Bună seara, doamnă Răzvan! Bine ați venit! Luați loc! Simțiți-vă bine! Doamna Răzvan, numele mic? Ioana! Doamna Ioana și domnul... Liviu! Și domnul Liviu! Bine ați venit! De câți ani sunteți căsătoriți?
Păi, oficial, suntem căsătoriți de 5 ani. Succes! Succes în profesie, în viață și astăzi seară la concursul nostru. Mergem mai departe. Doriți să vă cunoașteți concurenții din această seară? Da. Să invităm în platou cea de-a doua pereche, familia Paraschiv. Poftiți în platou, familia Paraschiv. Bine ați venit! Bună seara, doamnă Paraschiv! Sărut mâna! La mulți ani și de 8 martie! Și nu numai, cu respect, doamnă Paraschiv! Luați loc, încercați să vă simțiți bine! Dumneavoastră, de unde veniți? Cearna Vădăr. Ce vârstă aveți, doamnă? 30. Mulți înainte! 35. Mulți înainte și sunteți căsătoriți? Pe 4 martie am împlinit 4 ani de căsnicie. Să ne cunoaștem și cea din urmă pereche, cea de-a treia pereche de căsătoriți, familia Bercu. Poftiți în platou, vă rog, familia Bercu. Bine ați venit! Sărut mâna, doamnă Bercu. Luați loc, vă rog, la mulți ani, pentru 8 martie. Îmi pare rău că nu am fost prevăzător, mărturisesc, nu m-am dotat cu cele necesare. De când sunteți căsătoriți? Vom primi 4 ani de căsătorie. Mulți înainte. Mai rezistați? Sperăm că da. Avem un băiețel. Aveți un băiețel. Vă doresc din tot sufletul să rezistați mult, cât mai mult, la nesfârșit. Și succes tuturor! Bine ați venit în platou! Bun găsit! Succes tuturor încă o dată! Dragii mei, concursul nostru este simplu. Va trebui să dovediți că sunteți jumătatea celuilalt. Cum? Răspunzând la o serie de întrebări pe care eu vi le voi pune. Important este ca cele două răspunsuri, pentru că aceeași întrebare va fi adresată atât soției, cât și ulterior soțului. Important este ca răspunsurile dumneavoastră să coincidă, ceea ce va denota, fără îndoială, gradul dumneavoastră de comunicare, de armonie, de cunoaștere. Ei bine, pentru aceasta, în acest moment, stimați domni, aici de față, de bine ce ați venit, vă spun la revedere. Să nu vă supărați, nu sunt nedelicat, dar vă invit la o scurtă plimbare. Vă rog, veți fi conduși. Poftiți, domnilor! Prima întrebare. Începem cu doamna Răzvan. Stimată doamnă, în ce loc din afara casei dumneavoastră ați ars ultima oară într-un neuitat foc al pasiunii? Cred că, dacă stau și bine și mă gândesc, că acum 2 ani am avut un concediu de 10 zile la Sinaia împreună cu soțul meu. Și pot să spun că acolo am simțit adevărata luna de miere, de care am dus lipsă în momentul când ne-am căsătorit. Deoarece eu am plecat într-o misiune și soțul meu a rămas fără mine. A rămas fără dumneavoastră. Am înțeles. Luna și acolo, cu acel prilej, ați ars într-un foc mistuitor al pasiunii? Da, de ce da. Ați participat la un foc de tabără? Sau, Nu, cred că văzându-ne la Sinaia și fiind o stațiune de munte cu un aer destul de plăcut, ceea ce la noi în București nu găsim așa ceva, cred că acolo ni s-a deschis apetitul de dragoste, de a ne iubi și... Atmosfera era foarte încinsă, da. O gură mare, ați făcut și plajă, nu-i așa? Nu, că altfel nu ne explic. Nu? Și? În comparație cu aerul rece de afară, în cameră totuși era atmosfera a devenit foarte... Da. Și soarele foarte puternic și v-ați ars, pentru că nu ați avut crema. Am înțeles, abia acum am înțeles răspunsul dumneavoastră. Bine, trecem mai departe, vă mulțumesc. Doamna Paraschiv, aceeași întrebare. În ce loc din afara casei dumneavoastră ați ars ultima oară într-un neuitat foc al pasiunii? Da, nu cred că trebuie să mă gândesc prea mult. Dacă nu mă înșel, aseară în camera de hotel. Deci problema este... Trebuie să eliminăm stresul de astăzi. Plecările de acasă, plecările de acasă întotdeauna stimulează, da, imaginați. Ne-am văzut și noi singuri, puțin, fără Am copii înțeles. Și... Hotelul oricum nu-l plăteați dumneavoastră, asta vă făcea să fiți foarte relaxați, nu-i așa? Era cald, era bine. Era cald Nu ne deranja bine. Nimeni.
Și ați ars, cum spuneați, în acel neuitat foc al pasiunii. Da. Bine, vă rog să rețineți, să va consemna răspunsul dumneavoastră. Doamna Bercu, aceeași întrebare. În ce loc din afara casei dumneavoastră ați ars ultima oară într-un neuitat foc al pasiunii? Aș putea să dau același răspuns. Focul ars, tot un foc al pasiunii, numai că unul la camera 72 și unul la camera 73. Da. Păi, deci... Stați că nu înțeleg, focul ars în camere diferite? Diferite, da, fiecare cu pasiunile. Fiecare cu lemnele lui, cu combustibilul lui. Da, exact. Și asta tot în incinta hotelului. Tot. Noi la 72 și dumnealor la 73. Aha, deci a fost un fel de foc colectiv, așa, așa. Am înțeles. Am înțeles. Acesta a fost răspunsul dumneavoastră. Să trecem la cea de-a doua întrebare din această seară, în ordinea următoare. Doamna Paraschiv, când trageți, unde îl ochiți pe soțul dumneavoastră ca să îl doară mai tare? Nu, nu este vorba de a-l lobi. Nu, nu folosesc săgeți. Dar trageți. Îi amintesc de perioada dinaintea căsătoriei noastre. Și asta îi provoacă dureri cumplite. Da. Și se manifestă. Îi amintește de trecut, într-un fel. Așa, asta este, îi trezește amintiri dureroase. Este dureros pentru el. Este dureros pentru el. Pentru el. De ce? Nu s-a comportat Dacă n-a fost lângă mine, bineînțeles că nu s-a comportat. Înainte de a vă cunoaște? Înainte de a mă cunoaște pe mine. Ochiți, acolo țintiți. Da, acolo. Acolo, într-adevăr, da. Unde este într-adevăr acolo foarte doare. Dureros. Da. Acesta a fost răspunsul dumneavoastră. Să-l vedem pe al doamnei Bercu la aceeași întrebare. Când trageți, unde îl ochiți pe soțul dumneavoastră ca să-l doară mai tare? Deci amândoi ținem foarte mult la familia noastră, așa, dar ca să-l doară mai tare, îi spun că o să divorțez și o să iau copilul. Asta e o lovitură sub centură, stimată doamnă. Bine, doar sub formă de amenințare. Asta nu înseamnă că va... Deci am precizat de la început că ținem foarte mult la familie. Și normal, dacă ținem foarte mult, și lovitura cea mai dureroasă să fie în același punct. Și așa este nevoie. Întrebat. Este nevoie ades să loviți? Nu. O faceți și preventiv? Loviți din când în când, chiar dacă nu e nevoie? Numai nu, așa, ca să știe? E nevoie, nu. Adică îi arătați pisica? Nu. Nu. Am înțeles. Acesta a fost răspunsul doamnei Bercu. Și, vă rog, doamna Răzvan, la aceeași întrebare, când trageți, unde îl ochiți pe soțul dumneavoastră ca să-l doară mai tare? Păi, soțul meu are un hobby. În momentul în care intră în baie, acolo zace cam o oră și jumătate, citește toate ziarele și în momentul în care apare în cameră, foarte sexy și cu apă pe el, că niciodată nu se șterge, am plăcerea să iard un papuc, două, trei. Da. Și... Vă dați seama sadism. Ce senzații are el dacă în momentul când simte papucul pe un papuc, pielea două, lui. Trei chiar, pe pielea lui. Umedă. Umedă. Dureros. Dureros. Într-adevăr, credeam că îl puneți să vă facă un rezumat al presei, să vă facă... Nu! Nu! Nu. Asta... Dar dispărea presa dureros. De pe piață, nu m-ar deranja sub nicio formă. Mm-hmm. Am înțeles. Acesta a fost răspunsul dumneavoastră. Doamnelor, să vă pregătiți pentru confruntare. Poftiți, domnilor, curaj și cu curaj, forțe proaspete. Luați loc, pentru că soțiile dumneavoastră le mai recunoașteți, da? Domnule Răzvan, sunteți primul care trebuie să răspundeți la întrebare. Aceeași întrebare la care soția dumneavoastră deja a răspuns. Răspunsul dumnei este consemnat acolo pe o tăbliță. Atențiune! În ce loc din afara casei dumneavoastră a ars ultima oară soția într-un neuitat foc al pasiunii? La mare. La mare? La mare. Păreți foarte convins. Aveți motivele dumneavoastră? Da, sigur. Să vă mai întreb la care... Mare? La Marea Neagră. Normal, alta nu avem, cel puțin deocamdată. Nu. Sunteți foarte convins și foarte sigur pe dumneavoastră. Da. Stimată doamnă, există vreo contradicție? La Sinaia?
la Sinaia, domnule Răzvan. E oarecare drum, oarece distanță de la mare până la Sinaia. Acesta a fost răspunsul. Nu trebuie să vă necăjiți, avem tot concursul înainte. De altfel văd că v-ați reprimat bine pornirea. Am văzut că mâna stângă a zbâcnit așa puțin, dar v-ați controlat. Simțiți-vă bine și reacționați normal, firesc. Sigur că da. Domnule Paraschiv, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Soția noastră a răspuns deja. În ce loc din afara casei dumneavoastră a ars ultima oară soția într-un neuitat foc al pasiunii? Într-un hotel din București și nu de mult timp, decât aseară. Acesta e răspunsul. Doamnă, veți avea o surpriză. Aseară la hotel. Felicitări! Felicitări, fără alt comentariu, pentru că este primul milion câștigat familia Paraschiv în această seară și în concursul nostru. Felicitări și la mai multe. Mergem mai departe, domnule Bercu. Răspundeți și dumneavoastră la aceeași întrebare la care soția dumneavoastră a răspuns deja. În ce loc din afara casei dumneavoastră a ars ultima oară soția într-un neuitat foc al pasiunii? În camera numărul 72, aseară la hotel. Sigur în camera 72? Răspund cu... Acolo erați dumneavoastră sau soția dumneavoastră? Amândoi. Erați amândoi? Da. Arătați-ne, stimată doamnă, arătați-ne! Și dumneavoastră ați câștigat milionul. Felicitări, cea de-a doua pereche a câștigat cel de-al doilea milion. Aceasta este reacția noastră de felicitare. Bravo! S-au sărutat. Noastră, cum ați făcut? Cum ați procedat? Nu, ați fost noastră foarte discreți sau eram eu cu gândul... Cred că erați atent în altă parte. Da, la milionul pe care l-ați câștigat. Ne mai sărutăm o dată. Vă mulțumesc foarte mult. Acesta este gestul. Mergem mai departe. Domnilor soți, și acum cea de-a doua întrebare. Domnule Paraschiv, rândul dumneavoastră. Când trage, unde vă ochește soția dumneavoastră ca să vă doară mai tare? Când mă face să devin invizibil, nu mă vede, nu mă aude prin casă. Cum îl pedepsiți? Îi amintesc de perioada căsătoriei. Perioada dinainte de căsătorie. E dureros, dar acesta este adevărul. Urmează domnul Bercu, răspundeți vă rog la aceeași întrebare. Când trage, unde vă ochește soția dumneavoastră ca să vă doară mai tare? În inimă mă ochește soția. La propriu? Nu, este o săgetătoare prin zodie. Am și are săgețile personale. Pregătite? Pregătite. Și în care zona a inimii? Chiar în centru. Acolo unde aveți? Țintește bine, chiar în centru. Aici, unde țineți portofelul de obicei, pe dinăuntru. Da? Da. Să vedem răspunsul soției dumneavoastră. Ei spun că divorțez. E mult mai dură, domnule Bercu, decât presupuneți. Nu coincid răspunsurile, dar nu este nimic. Concursul merge mai departe. Familia Răzvan, domnule Răzvan, răspundeți la aceeași întrebare. Când trage, unde vă ochește soția dumneavoastră ca să vă doară mai tare? Nu cred că soția ar îndrăzni să ridice mâna asupra mea vreodată. Ia să vedem, stimată doamnă. Vă bate cu papucul, de ce nu recunoașteți? Da. Da, într-adevăr, greu de recunoscut. Nu știu care dintre noi ar fi recunoscut cu inima deschisă. În acest moment, doamnelor, domnilor, s-a încheiat prima rundă a concursului nostru. Urmează o rundă fulger intitulată Asta e nevastă-mea. Premiul pentru echipa, pentru cupluri care va întruni cel mai mare număr de puncte, este un robot de bucătărie. Tentant, da? Atențiune! Taie ceapa în patru fără să-i taie și rădăcina și asta mă enervează. Asta e nevasta mea. Într-adevăr, este soția dumneavoastră. Ați luat punctul. Mai departe. Atențiune. Are un făcăleț la bucătărie cu care vă amenință când tropăie hormonii în dumneavoastră. Sus! Bravo! Da, ușor de recunoscut soția dumneavoastră. Atențiune. 3. Nu vă lasă să umblați gol prin casă. Asta e nevasta mea. Aceasta este. 4. Atenție. Are obiceiul de a-și băga unghiile în sculele dumneavoastră de lucru. Asta e nevasta mea. 5. Nu suportă să întindeți ziarele prin casă. Asta este nevasta dânsului. Aha. Ne amintim de pasiunea pentru ziare a soțului, da. 6. Când vă certați, nu-i place că plecați și o lăsați să vorbească singură. Asta e nevasta mea.
E nevasta dânsului, nu a dumneavoastră. Atențiune. 7. Pregătiți? Are o slăbiciune pentru parfumuri bune și dumneavoastră profitați de acest lucru. Asta e nevasta mea. Așa este, domnule Bercu. Dar cu ce-am luat, spune-mi și mie, cum profitați, adică, de acest lucru? Cumpărându-i parfumuri. Cât mai bune. Ultimul enunț. Atenție, mâna pe obiectele muncii. N-a uitat nici până acum că ați alergat după o roșcată. Asta e nevasta mea. Un bărbat adevărat și sincer. Iată situația, familia Răzvan are 3 puncte, familia Paraschiv de asemenea 3 puncte, familia Bercu numai 2 puncte. Conform regulamentului, cele două echipe cu maximum de punctaj câștigă fiecare câte un robot de bucătărie. Felicitări! Bravo! Doamnelor, din nou o clipă delicată. Îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Trebuie să fiu o gazdă bună și mă voi strădui să fiu până la capăt, dar a venit momentul să vă invit afară. Nu definitiv, îmi cer scuze. Vă rog să faceți aceeași mică plimbare. Să începem cu domnul Bercu. Mă ascultați, da? O femeie atât de încrezătoare ca soția, ce n-ar încredința niciodată unui bărbat ca dumneavoastră? Nu există absolut nimic. Soția are complet încredere în mine, deci nu există niciunul care să nu mi-l încredințeze. V-ar încredința tot? Da. V-aș încredința tot? Da, absolut. Sunteți sigur că asta este tot? Da. Nu mai așteptați nimic? Viața e plină de surprize. Așa este. Merg mai departe, adresez aceeași întrebare domnului Răzvan. Atențiune, domnule Răzvan. O femeie atât de încrezătoare ca soția, ce n-ar încredința niciodată unui bărbat ca dumneavoastră? Cred că nu ar fi de acord ca eu să lucrez într-un mediu feminin, gen, să zic, șef la un bordel sau, nu știu, costioardese, pilot sau, nu știu, chestii de genul ăsta. Aha, dar la o spălătorie, că și acolo lucrează, doamne? Nici măcar. Nici măcar? Nici măcar, pur și simplu, într-o hală, să zicem... Deci, într-o hală ca APACA, să zicem, în București, unde tocmai mediu este, nu cred că ar fi de acord. Nici măcar acolo. Da. Bine, domnule Paraschiv, aceeași întrebare. O femeie atât de încrezătoare ca soția, ce n-ar încredința niciodată unui bărbat ca dumneavoastră? Presupun că la noi se limitează doar la pahare și porțelană. Am obiceiul de a mai sparge cam câte unul pe lună. Dacă nu se întâmplă așa ceva, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu mine. Mergem mai departe la întrebarea a doua, cu domnul Răzvan. Ce dulce păcat regretați că nu l-ați comis înainte de a vă căsători? Că cred că faptul că nu mi-am înșelat fosta soție și din cauza asta cred că am pierdut. Am fost prea corect și am picat cam de fraier. Domnule Paraschiv, ce dulce păcat regretați că nu l-ați comis înainte de a vă căsători? Sincer să fiu, regret că nu am fost căsătorit înainte să-mi înșel și eu odată nevasta să văd cum este. Aceasta care o dețin acum nu merită așa ceva. Domnule Bercu, aceeași întrebare. Ce dulce păcat regretați că nu l-ați comis înainte de a vă căsători? Nu regret absolut nimic. Pentru că le-ați făcut pe toate. Să considerăm că da. Dacă se poate spune. Domnilor, țineți-vă tari. Poftiți, invitați doamnele înăuntru, în platou. Poftiți, doamnelor, poftiți, doamnelor. Vă rog, doamnă Bercu, o femeie atât de încrezătoare ca dumneavoastră, ce n-ar încredința niciodată unui bărbat ca soțul dumneavoastră? Sunt sigură că nu i-aș încredința telefonul mobil al meu personal.
Așa, dacă l-aș avea, pentru că ar vorbi fără limite și am plătit mult mai mult. Dar cu cine ar vorbi fără limite? Tot cu mine. Așa, ia să vedem. Ia să vedem răspunsul soțului dumneavoastră. Nu există. Nu există așa ceva. Este o dovadă de încredere și de prețuire, orice s-ar zice, așa că nu fiți supărați că nu ați câștigat milionul în acest moment. Mergem mai departe, urmează doamna Răzvan. Aceeași întrebare. Doamna Răzvan, o femeie atât de încrezătoare ca dumneavoastră, ce n-ar încredința niciodată unui bărbat ca soțul dumneavoastră? Să fie șef de bordel. Aul. Sau patron, sau de bordel. În orice caz, tot ce e legat de femei, să-i aparțină, salut. Să răspundă, adică să gestioneze. Nu i-ați încredința pentru nimic, nimic în lume. Știu ce-ar face. Bun. Cât mai mult. Explicațiile acasă, în afara concursului. Sigur că da. Dar stau și mă gândesc, de ce sunteți atât de încrâncenată? De ce sunteți atât de pornită? Păi nu știu ce femeie ar fi mai stopată când ar fi vorba despre soțul ei, capitolul alte femei. E ceva rău? Păi bineînțeles. E ceva rău pentru soțul dumneavoastră? Păi cred că o să devină, în perspectivă, dacă ar fi un șef de bordel, sigur ar face ceea ce mă gândesc eu și ar deveni o obișnuință și nu știu. Adică ar investi banii, ar oferi locuri de muncă, ar fi un mic investitor. Cred că și-ar investi mai mult banii și energiile. Energia lui prețioasă. Ia să vedem. Stați, ca să înțeleagă și soțul dumneavoastră exact despre ce este vorba. Să lucreze la un bordel. Da, vă cunoașteți. Vă cunoașteți. Și merită milionul. Ia să vedem. Felicitările mele cuplului Răzvan. Mergem mai departe. Cine a rămas în joc de răspuns? Familia Paraschiv. Aceeași întrebare, stimată doamnă. O femeie atât de încrezătoare ca dumneavoastră, ce n-ar încredința totuși niciodată unui bărbat ca soțul dumneavoastră? Nu avem secrete și cred că i-aș încredința totul. Nu avem nimic de care să ne fie... Nu am nimic de care să-mi fie teamă fiind la el. Concurența vă combate. Eu i-aș încredința totul. Eu am încredere. I-ați încredințat totul. Da, i-aș încredința totul. Dar i-ați încredințat totul? Da. Da, nu știu, după părerea mea, da. Ia să vedem părerea soțului dumneavoastră. Ia să vedem noi. Pahare și porțelanuri, stimată doamnă. Pahare și porțelanuri. Vi le punem în pericol. Sunteți în pericol. Atenție, începem cu doamna Răzvan. Ce dulce păcat regretă soțul dumneavoastră că nu l-a comis înainte de a vă căsători? Cred că se căiește că nu s-a zbânțuit îndeajuns cu femeile din trecut sau... Aha. Dar... ceva de genul că... mă rog, nu știu. Cred că nu și-a satisfăcut toate apetiturile sexuale. Ceea ce nu poate să facă cu mine sau ceva de genul ăsta. Că între noi doi, oricum există o reținere în anumite momente. În anumite poziții. Am înțeles, da, am înțeles. Și atunci vă mai miră că soțul meu și-ar dori un loc de muncă la bordelul. E dornic de muncă, stimată doamnă. Trebuie să apreciați acest lucru. Deci nu am muncit destul. N-am muncit destul? Da? Da, păi simt și acum cum tropăie hormonii pe el. Asta este expresia noastră din concursul trecut. Vă mulțumesc. Ia să vedem care este răspunsul soțului dumneavoastră. Vreau să-l văd și eu. Nu mi-am înșelat fosta soție. Cât de puțin vă cunoașteți. Doamna Paraschiv, aceeași întrebare. Ce dulce păcat regretă că nu l-ați comis înainte de a vă căsători? Cred că îi pare rău că nu ne-am cunoscut mai devreme și oricum a comis destul de multe dulci păcate înainte cu alte femei.
Nu păreți marcată? Nu vedeți nimic rău în asta? Păi, atâta timp cât nu mă afectează pe mine, fiind, după căsătoria noastră, fiind fidel, nu mă afectează ce a fost înainte. Ia să vedem răspunsul soțului dumneavoastră. Poate reușesc să-l văd și eu. Că nu am mai fost căsătorit. Nu coincide nici în cazul dumneavoastră, dar nu trebuie să vă necăjiți. De altfel văd că nici nu vă necăjiți. Ci, doamna Bercu, ce dulce păcat, regretă soțul dumneavoastră că nu l-a comis înainte de a vă căsători. M-a asigurat că toate păcatele dulci le-a comis înainte de căsătorie. Și-l cred. Toate. Și credeți că se pot comite toate înainte de căsătorie? Restul le comite cu mine, deci tot păcate dulce. Răspunsul soțului dumneavoastră este: nu regret nimic. Nu coincid răspunsurile dumneavoastră. Urmează cea de-a doua rundă fulger a concursului nostru, intitulată Alb sau Negru. Este foarte simplu, vă explic imediat, făcând. Doamnelor, vă rog frumos să treceți în spatele canapelelor. Atențiune, doamnelor, domnilor și dumneavoastră, atenție! Afișați preferința soțului dumneavoastră. Chiloți sau boxeri? Domnule Răzvan. Boxeri. Așa este, ați luat punctul. Domnule Paraschiv. Chiloți. Așa este, ați luat punctul. Domnule Bercu. Chiloți. Așa este. La acest nivel cuplurile se cunosc. Mergem mai departe, atențiune. Roșcate sau blonde? Roșcate. Ce sigur este pe dumnealui domnul Răzvan, de invidiat. Domnule Paraschiv. Blond. Pe câte detașare. Așa este. Mă rog, dar nu cred că se referă la dumneavoastră. Domnule Bercu. Alt punct câștigat. Până aici egalitate. Mai departe. Atențiune. Herăstrău sau Cismigiu? Herăstrău. Adică se înțelege de la cine. E pentru oameni mari. Cismigiu e pentru jucat șah acolo, pentru cei care nu mai caută serviciu acolo, nu-i așa? Pardon? Familia Paraschiv? Herăstrău. Cu demnitate, cu detașare. Herăstrău. Nu, domnule Bercu, vă place în Cismigiu. Mai departe, 4. Papion sau cravată? Domnule, cravată. Ați luat punctul. Domnule Paraschiv? Cravată. Ați luat punctul. Domnule Bercu? Cravată. Și dumneavoastră ați luat. 5. Atenție, doamnelor. Maria Tănase sau Tina Turner? Tina Turner. Tina Turner. Așa este. Mergem mai departe la domnul Paraschiv. Maria Tănase. E o chestie de gusturi. Și de ce? Cântă o melodie care se cheamă Haide, Nixon, de-a la vie. Bravo, ați luat punctul. Pentru coincidență de preferințe, pentru buna cunoaștere între soți. Domnule Bercu? Tina Turner. Și aici s-a câștigat un punct. Și aici s-a câștigat un punct. Mergem mai departe, enunțul al șaselea, atențiune, miere sau frișcă? Frișcă. Bine, mai departe. Miere. Domnul Paraschiv? Miere. Nu, domnule Paraschiv, dar de ce miere? De ce nu frișcă? Domnule, cu frișcă, de fapt, îi plac. Da, frișcă la torturi, da, dar simplă. Păi, a pretins cineva? Torturi cu miere. Vă place mierea într-un cuvânt? Atenție, doamne, folosiți mai mult mierea în preparatele dumneavoastră. Voi pune miere pe tort. Mai departe, domnule Bercu, ce preferați? Frișcă. Ați luat punctul, așa este. Soția vă cunoaște foarte bine. Penultimul enunț, atențiune, dedesubt sau deasupra? Dedesubt. Da, mă rog, dar dedesubt... Îmi place adică... să stau. Îmi place să lenevească, în loc să muncească. A, la asta vă referiți? Să transpir numai eu.
Am înțeles, la aceasta se referă răspunsul dumneavoastră. Dă ochii pe bulgari imediat. Dar coincide. Mai departe, domnule Paraschiv? Dedesubt. Tot din motive de economie? Economisesc energie mai mult, o folosesc în alte părți în moment. Da. Soția noastră este energofagă. Presupun. Da, încercați. Deci mai multă energie, arăt mai mare ca el și... Mm-hmm. Să treceți în conservare, să se închidă acum toate fabricile. Perioada de iarnă solicită mult. Da, e adevărat, și trebuie strânse robinetele. Schimbați garniturile. E în regulă, vă cunoașteți bine, e clar, e limpede. Bercu? Dedesubt. Da, recesiune, vremuri grele. Nu mai comentez, ce să mai. În orice caz, trei cupluri, trei perechi. Să ne gândim serios cum să economisim energia pe mai departe. Și ultimul enunț, Sophia Loren sau Liz Taylor? Sophia Loren. V-ați gândit mult. Ați luat și una după ceapă. Mai departe, domnul Paraschiv? Sophia Loren. Așa este, și-ați luat punctul. Să vă mai întreb de ce? E mai de-a noastră, mai la tine, mai de-aproape. Mai de-a noastră din popor. Și domnul Bercu? Liz Taylor. Sunteți mai elevat. Da, vă cunoașteți mai bine. Îi cunoașteți gusturile soțului dumneavoastră. Este și gustul meu, dar n-are nicio legătură. Aici s-a încheiat concursul, iar situația este următoarea. Familia Răzvan, 7 puncte. Familia Paraschiv, 7 puncte. Familia Bercu, 7 puncte. Felicitări! Ați câștigat câte un fier de călcat. Doamnelor, vă rog frumos, poftiți la locurile dumneavoastră. Instalați-vă. Domnilor, din nou vă invit la o plimbare. Aveți nevoie de puțin aer. Vă rog, relaxați-vă. La revedere! Să începem cu doamna Paraschiv. Stimată doamnă, dacă soțul ar fi în locul dumneavoastră pentru o singură zi, care credeți că este primul lucru pe care l-ar face? S-ar apuca să-și facă chiftele. Îi plac la nebunie chiftelele simple, fără sos. Lucru care de la mine nu prea-l vede des. Nu-i faceți chiftele? Ba da, îi fac chiftele, dar îi pun sos. Doamna Bercu, dacă soțul dumneavoastră ar fi în locul dumneavoastră pentru o singură zi, care credeți că este primul lucru pe care l-ar face? Cred că și-ar da jos sutienul și nu l-ar mai purta toată ziua. Și doamna Răzvan, dacă soțul ar fi în locul dumneavoastră pentru o singură zi, care credeți că este primul lucru pe care l-ar face? Cred că după o noapte de somn și-ar dori să facă dragoste, sex, eu știu, așa, la prima oră. Să mergem mai departe la întrebarea a doua, atențiune, cu doamna Bercu. După soțul dumneavoastră, un bărbat nu e bărbat dacă nu are... organ. Dacă nu are organ, trebuie să aibă telefon mobil. Este un banc. A, faceți referire la gluma aceea. A, nu vă referiți la organul vocal? Nu, ghilimele. Am înțeles. Urmează doamna Răzvan. După soțul dumneavoastră, un bărbat nu e bărbat dacă nu are... organe genitale, normal. Pur și simplu, fără niciun fel de alt comentariu. Iar doamna Paraschiv? Același lucru. Dacă nu are stâlpul casei organul genital în funcțiune, nu e bărbat. Poftiți, domnilor, curaj și cu curaj, forțe proaspete! Veți răspunde acum la întrebările la care soțiile noastre au dat deja răspunsul consemnat pe tăblițele aflate aici, aproape. Atențiune! O să începem cu domnul Paraschiv. Dacă ați fi în locul soției pentru o zi, care este primul lucru pe care l-ați face? Aș fi pe stradă să văd dacă sunt privit de bărbați așa cum e privită ea, pentru că eu mă știu frumos din naștere. Da, complicată combinația, într-adevăr, și de dublarea. Ia, duceți-l cu picioarele pe pământ, stimată doamnă.
V-ați face chiftele, domnule. V-ați face chiftele. Astea mi le fac și acum. Ale le faceți oricum. Bine, nu ați câștigat milionul însă. Mergem mai departe la familia Bercu. Atenție, domnule, dacă ați fi în locul soției pentru o zi, care este primul lucru pe care l-ați face? Aș încerca să-i descoper prietenii ascunși pe care eu nu-i cunosc. Un moment, adică ați umbla în corespondență, în poșetă? Cum ați proceda? În agende? Nu, fiind în locul ei, evident că... V-ați identifica? Ia să vedem, doamnă. Și-ar da jos sutienul. Este dorința aprinsă a soției noastre, trebuie să țineți cont de ea, să mergem mai departe, nu ați câștigat milionul. Atenție, domnule Răzvan, dacă ați fi în locul soției pentru o singură zi, care este primul lucru pe care l-ați face? Aș citi ziară. Pe citesc eu ziară. În sfârșit, v-ați satisface marea dorință. Arătați-i, doamnă, ce ar face soția noastră? Îl pleacă de lângă mine. Să facă dragoste, domnule. Păi citesc eu ziarele dimineața. Doamne, ce fac eu dimineața? Suficiente comentariile, doamne. Eu nu am ce să mai spun. Propun să trecem la răspunsurile pentru cea de-a doua întrebare. De acord? De acord. Atenție, domnule Bercu, după dumneavoastră, un bărbat nu e bărbat dacă nu are... un fizic masculin. Gen un Arnold, ca să spun, sau un Rambo. Aha, vă referiți la actor. Ei, nu coincide răspunsul noastră. Al soției noastre mi se pare mult mai clar, mai tranșant. Organ. Organ, pur și simplu. Mergem mai departe. Domnule Răzvan, după dumneavoastră, un bărbat nu e bărbat dacă nu are... dacă nu are virilitatea respectivă. Exprimată în... inci. Da, e un răspuns. Ați încuiat fără comentarii. Vă rog frumos, doamnă. Organe genitale. Răspuns care coincide. Bravo, felicitări. Ați luat milionul. Pe ultima sută de metri ați luat milionul. Cine a rămas în concurs? Domnul Paraschiv. Atențiune, după dumneavoastră, un bărbat nu e bărbat dacă nu are... după cum a precizat și precedentul, organe genitale potente. Sunteți doar de aceeași părere sau este părerea dumneavoastră? E o părere. Stâlpul casei este baza, nu într-o familie. Răspunsul doamnei? Organe genitale. Răspuns care coincide. Felicitări, și dumneavoastră ați câștigat milionul. Vă mulțumesc foarte mult. În acest moment, concursul nostru s-a încheiat. Situația marcatorilor este următoarea. Atențiune! Familia Răzvan, 2 milioane! Felicitări! Familia Paraschiv, 2 milioane de asemenea! Felicitări! Familia Bercu, 1 milion! Felicitări și dumneavoastră! Mâine seară ne vedem din nou, deoarece în această seară runda a fost neeliminatorie. Mâine seară însă lucrurile vor sta cu totul altfel, tensiunea va fi mult mai mare, pentru că va rămâne în concurs doar acea echipă care va întruni maximum de puncte. Așadar, stimați telespectatori, fiți prompți mâine seară la ora 19 la întâlnirea cu concursul Jumătatea Ta, runda eliminatorie de data aceasta. La revedere pentru mâine seară. Dacă doriți să participați la concursul nostru, scrieți-ne pe adresa Televiziunea Română, Calea Dorobanți 191, sector 1. Puneți-ne în scrisoarea dumneavoastră, numele dumneavoastră, bineînțeles, numărul de telefon al dumneavoastră sau al unor rude sau vecini. Referiți-vă la vârsta dumneavoastră, la anii de căsnicie pe care îi aveți și adăugați și o poză recentă. Așteptăm scrisorile dumneavoastră. La revedere pe mâine seară. Mâine seară, Jumătatea Ta. Yeah.
regii le-a oferit cadouri femeilor dragi și reporterii redacției știri le-au dăruit buchete de flori telespectatoarelor. Tinerii de la Organizația Națiunilor Unite din România au împărțit bărbaților pliante cu drepturile femeii. Cu ocazia zilei 2 martie, se împlinesc 20 de ani de când de la Declarația Drepturilor Femeii și vă dăm acest pliant realizat. Soție, da? Pe și pentru dumneavoastră, neapărat pentru soție, să vă informați. În fața camerei de luat vederi, aproape toți bărbații s-au declarat egali în drepturi cu consoartele lor. Toți suntem egali, ca să spun așa. Fiecare bărbat se simte cocoș și vrea să spună că dreptul femeii e stângul bărbatului. Dar despre societate în general, credem că trebuie să fie egale. Polițiștii din întreaga țară le-au oprit pe conducătoarele auto și le-au felicitat de 8 martie. Vă oferim o felicitare și o floare, un sincer și călduros la mulți ani. Ne pupăm sau e uniforma? Mersi mult, mult! La Deva, polițiștii au înfruntat o ploaie torențială, dar au fost recompensați de zâmbetele fericite ale doamnelor de la volan. Conform legilor lui Murphy, când s-au terminat florile, a stat și ploaia. Câte amenzi și câte flori ați primit până acum de la poliție, de când sunteți șoferiță? Amenzi una singură și flori nu prea am primit, decât acum. Și colegii noștri de la Jurnalul TVR au fost astăzi alături de reprezentantele sexului frumos. Din partea televiziunii române, 2 martie, nu-i frumos să refuzați acest plan. Și o felicitare. Să aveți o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți. Da? Da, vă spun ce. Ați văzut că n-a durut? 2 martie, televiziunea română vă oferă un cadou la mulți ani și sănătate. Mersi. De multă vreme, debutul unui poet nu a adunat atât de multă lume la Casa Scriitorilor. Debutantul de astăzi este poetul Radu Mischiu. Pseudonimul său public este Radu Vasile, prim-ministru. Trubadurul Mischiu demonstrează în 27 de poeme că există un echilibru în toate. De aceea, un premier are voie să scrie și să publice și poezii, nu doar ordonanțe. Radu Mischiu este pseudonimul literar al lui Radu Vasile. Mischiu este numele bunicului, al cărui nepot a ajuns prim-ministru. Și tatălui Radu Vasile a scris poezii. Versurile în această carte sunt ale unui poet care, de-a lungul unei existențe sau unei experiențe existențiale, a avut parte de nenumărate lovituri cu linia peste degete. Pot doar să aduc mărturia prietenului nostru Mircea Dinescu, care odată mi-a spus că a citit versuri ale lui Radu Vasile și care a spus așa: bătrâne, ai să râzi, sunt bune. Fați-o ca un act al unui personaj, Radu Mischiu, care s-a vrut poet și n-a ieșit, și a unui personaj, Radu Vasile, care s-a vrut om politic și sper să iasă mai mult sau mai puțin. Radu Vasile, premierul, promite că va înființa o fundație care să-i ajute pe oamenii de cultură. De 8 martie, el mai promite și femeilor că vor avea un rol mai important în viața politică, pentru că, spune el, trăim într-o societate misogină. Până când se va schimba ceva, Radu Vasile, poetul, le recită poezii femeilor de ziua lor. Priveliștea se întoarce către mine, echilibrându-se. De acolo, de pe creste, privesc jocul arborilor albi și împotrivesc pasul cu zdrobirea de mal a florilor. O nouă emisiune de divertisment este difuzată de astăzi la televiziunea română. Prima ediție din seria Jumătatea ta a fost transmisă în această seară de la ora 19. Alte două emisiuni își pregătesc debutul, una dintre ele chiar la sfârșitul acestei săptămâni. De vineri, TVR va difuza un program special de weekend pentru un public obișnuit cu exigențele televiziunii la sfârșit de secol. Emisiunile sunt destinate omului obișnuit. Ele vor fi produse în platourile și cu tehnica televiziunii române. Jumătatea ta se adresează cuplurilor căsătorite de cel puțin 3 ani. Numai la TVR1, în fiecare seară, la ora 19.
Astăzi, actorul Petri Călupu a prezentat familiile Bercu, Răzvan și Paraschiv. Telespectatorii au văzut cât de bine se cunosc partenerii, care este viața lor în comun și cât se tolerează. Vineri, teleweekendul va începe de la ora 17 cu ceaiul Marinei Almășan. Va continua cu Jumătatea ta, iar după jurnal, la ora 21, spațiul de divertisment va avea săptămânal emisiunile Careul cu 5 ași, Divertis Show, spectacolul Mareți în Grădina și De la Cluj. Știrile de sâmbătă asta. Te țin la curent. Bună seara! Dragii mei, fiți pe fază! Se întâmplă ceva în România, veniți după mine! Sâmbătă și duminică de la ora 18, Horea Brânciu va face Saravanta, un concurs muzical în care participanții trebuie să recunoască o melodie din doar câteva acorduri. De sâmbătă 3 aprilie, Andreea Marin va prezenta Surprize, Surprize, o emisiune care va găzdui întâlniri între persoane care nu s-au văzut de mult timp, copii și părinți, bunici și nepoți. Se află în pregătire emisiunea E șansa ta. Vor fi invitați oameni anonimi, dar talentați în diferite domenii. Vă mai spunem doar că de astăzi, televiziunea română are generice noi. Atât deocamdată și vizionare plăcută. Stanley Kubrick, unul dintre realizatorii de legendă ai cinematografiei mondiale, a murit subit la Londra. Lumea filmului îi aduce un ultim omagiu celui pe care Steven Spielberg îl numește marele maestru al realizatorilor. Pus la nivel național și v-am adus niște cadouri. Bine, vă mulțumim, poftiți. Iona, recunoști aceste produse? Da, sunt ale firmei European Drinks. Pentru tine, ele valorează 2 miliarde de lei. Nu pot să cred, este cea mai mare bucurie. Să cumpăr o casă. În orice caz, European Drinks m-a făcut să sper din nou. Dar tu de ce nu ai mâncat tot? Pentru că vreau desert. Și eu vreau desert. Nu am uitat mama de biscuiți și desert. Desert, desert, desert. Mai vreau și eu desert. Mai vreau. Rondil, desert. Desert.